politică, pentru că la un moment dat domnul Teodorovici, care ar fi fost un mare, mare penelist, după care a devenit mare, mare credeam pesedist. Credeam că vrei să zici penalist și mă gândesc, bă, iar începem. Iar începem cu asta. Hai să ascultăm, doamna Viorica Dăncilă întoarsă în țară, în Palatul Parlamentului, cum era dânsa așa lângă lift și sper să se vadă doamna liftieră. Să ne uităm cu atenție la doamna liftieră, care se uită cu atenția doamna Viorica Dăncilă și vă spun, în mintea liftierei asta este întrebarea. Nu puteam să fiu eu în locul doamnei. Oh. E și în întrebarea aceea și în mintea noastră, vreau să fiu foarte sincer cu tine. Viorica Dăncilă dă niște răspunsuri pe care țara le așteaptă. Vom sesiza Curtea Constituțională. Astăzi am vorbit cu președintele, cu domnul președinte Iohannis. L-am sunat pe domnul președinte să văd ce se va întâmpla, dacă va nominaliza cei doi miniștri, având în vedere că suntem în perioada premergătoare preluării președinției Consiliului Uniunii Europene și că este foarte important ca noi miniștri să-și preia dosarele, să ia legătura cu președinții comisiilor din Parlamentul European, să vorbească cu raportorii. Domnul președinte mi-a spus că încă mai analizează, până săptămâna viitoare nu va lua nicio decizie, deci ne vedem obligați să facem această sesizare la Curtea Constituțională, pentru că avem în față o perioadă foarte grea, o perioadă în care guvernul trebuie să se prezinte așa cum trebuie pentru a avea o președinție de succes și nu ne putem juca cu astfel de lucruri. Dar președintele v-a spus doar că va amâna decizia sau v-a spus că nu este de acord cu propunerile făcute? Ce v-a zis? Președintele, așa cum am spus înainte, președintele a spus că o să mai analizeze până săptămâna viitoare. Domnul premier, sunteți și președinte. Săptămâna viitoare când? Nu v-a dat o dată precisă? Dacă îmi dădea o dată, vă spuneam. Deci mi-a spus că până săptămâna viitoare va... Deci, mâine. Pe salariu minim diferențial, ce ne puteți spune? Pentru că înțelegem că cei cu peste 15 ani de chime ar urma să aibă un salariu minim. Deci, pe salariu minim diferențiat, singurul lucru care luăm în calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime. Deci mâine sesizat Curtea Constituțională. Da, vom sesiza Curtea Constituțională. Doamna premier, sunteți și președinte executiv al PSD. De ce a fost convocat Comitetul Executiv Național pentru luni? Pentru că hotărârile se iau în acest for și este important ca în acest for să luăm anumite hotărâri. Eu știți foarte bine, suntem un guvern politic, trebuie să le spun și celor din Comitetul Executiv Național care au fost rezultatele prezenței noastre la Bruxelles, la întâlnirea Colegiului Comisarilor. Același lucru l-am prezentat domnului președinte Liviu Dragnea, alături de faptul că am vrut să-i spun la mulți ani cu ocazia zilei onomastice, și același lucru vrem să-l prezentăm și în fața Comitetului Executiv, așa este normal, să facem un raport al activității noastre și al modului în care este pregătit guvernul pentru preluarea președinției, dar și a faptului că acolo s-a văzut cu adevărat cine are dreptate. Toți au remarcat faptul că suntem foarte bine pregătiți, fiecare ministru știe ce are de făcut. Erau oameni aceia la Bruxelles, nu extraordinar de bine pregătiți sunt românii ăștia. Erau așa, stăteau așa, stăteau mirați, erau cu niște fețe căzuți, practic, în admirație. Nu mai puteau să iasă din starea asta în care îi băgaseră, practic, miniștrii români. Dacă știau ei, ne-ar fi rugat să preluăm președinția UE de mult. Și n-ar mai fi fost rotativ. Dar cât e lume? 6 luni? Să prezideze numai România. Că România știe să prezideze. Da. Nu, destul am pierdut timp cu țările astea. Uitați-vă puțin la România. Toți miniștrii sunt foarte bine pregătiți. Eu am senzația că nici n-avem toți miniștrii în guvern. Adică lipsesc, nu? Pe niște portofolii nu prea e clară situația. Cel puțin doi sunt, da. Vreo doi așa și ăia sunt pregătiți? Care ăia vei? Nu, ei sunt foarte bine pregătiți să vină. Sunt pregătiți, stau pregătiți că poate să fie în momentul care să vină la minister. Așa, doamna Dăncilă, de la distanță pare extrem de coerentă, dar dacă intri un pic pe fondul problemei, stai și întreb. Dom'le, ea spunea că toți miniștrii sunt extrem de bine pregătiți și capabili și cam tot ce trebuie înainte de remaniere. Da. Acum, după remaniere, iarăși sunt miniștrii foarte bine pregătiți. Bă, două n-ai bine de treabă. Păi de ce i-a mai schimbat dacă erau atât de bine pregătiți? Dacă toți sunt buni, de ce mai umbli la ei? Sunt miniștri care din cauza nepregătirii au fost schimbați. Deci, nu, că erau și ei pregătiți. Păi da, i-au schimbat și apoi i-au dus înapoi. De exemplu, domnul Leș. Păi domnul Leș l-au schimbat în schimbare, dar da. Nu era prea bun. L-au schimbat de mult. L-au schimbat de mult, dar l-au schimbat că nu era bun. Că dacă era bun, trebuia să rămână, nu? Eu știu. Logic, poate l-au schimbat ca pe domnul Șifor. L-au schimbat de prea bun ce era. Prea bun, e prea bun să fie ministru. Hai să luăm la partid. Da. Dar acum vezi care sunt...
pretențiile pe care, care e grila din care, pe care o aplici ca să decizi dacă oamenii ăștia să... Pentru că dacă doamna Viorica Dăncilă, de exemplu, întrebată fiind unde ne aflăm, doamnă, iar s-a uitat așa la... Unde ne aflăm? Să vin la Bruxelles. Extraordinar. Femeia știe unde e, deci nu e n-ai nicio... A stat în progrese, domne, capacitatea deci, de a determina locul. Sunt gata să preia, domne, știu unde sunt. Ce da, să învețe, ușor, e clar, ușor. Treaba... Păi știi cum e Viorica Dăncilă capabilă să spună unde se află? Din potrivă. E ca economia României. Noi ne lăudăm cu cea mai mare creștere economică. Da. Păi și la doamna Dăncilă este cea mai spectaculoasă evoluție. De la o femeie care nu știa unde se află, la o femeie, sau un bărbat, dar e cazul unei femei. Corect. Acum, care știe unde se află, spui, dom'le, e o diferență ca de la cer la pământ. Pentru alți miniștri care știau de mult, de când erau mici, știau, bă, sunt în București, sunt la Mizil, sunt la Băicoi, sunt la Fetești, la Filiaș, da. Nu îi pare o performanță. Așa e economia românească. Economia românească era la pământ, a săltat așa un ochi între deschis, un ochi era moartă și pare acum că mișcă. Dom'le, avem puls, da, pe o creștere spectaculoasă. Toată Europa, tigrul Europei, tigrul Europei. Tigrul... Sărim pe ei, gata. Ia e. Tigru guvernelor Europei. Femeia care în mai puțin de jumătate de an a reușit să-și dea seama cum poate afla unde se află. Dar vezi tu, Răzvan, că nu e așa de simplu să te dumirești. Dumirirea asta, să știți că nu e o chestiune care vine... Ca o trezire la viață. Care vine într-un timp foarte scurt. Nu. De exemplu, domnul Barna de la USR... Domnul Barna. Barna. Domnul Barna. De la USR... Am înțeles. Deci el, practic, este în curs de dumirire. Deci este în procedură de dumirire în momentul de față. Dacă îl iei tare, el nu știe neapărat. Tu crezi că el a inițiat procedura de dumirire? Eu, așa mi s-a părut totuși. Nu mi s-a părut totuși... Nu s-a părut că depune eforturi spre dumirirea proprie. E în procedură, trebuie să vezi totuși niște progres. Eu l-am văzut ieri ascultând. Un foarte bun ascultător, da, domnul Barna. Ai văzut? Era lângă doamna Turcan. Admitea tot ce spunea doamna Turcan. Mă așteptam să anunțe la final și cu această ocazie, ascultând-o pe doamna Raluca Turcan, vreau să îmi anunț demisia din USR, vreau să mă înscriu ca simplu membru în PNL. Păi da, ăștia și foștii președinți interimari sunt mai buni decât președinții noștri în funcție. Știi ceva de genul ăsta? Domnul Barna prezent la o emisiune, la emisiunea domnului Rareș Bogdan, cum stătea el acolo? Cineva trebuie să mai meargă și acolo, nu? Cum stătea el pe scaun acolo? La un moment dat a simțit nevoia să spună despre această situație în care ne vom afla la anul. Noi la anul vom prelua Consiliul Uniunii Europene, da? Dar domnul Barna zice așa, că vom prelua Consiliul Europei. Sigur că ceea ce este cu totul altceva. Nu, trebuie să explicăm ce este Consiliul. Trebuie să explicăm că sunt două instituții diferite. În dar mai rând. Întâi îl ascultăm pe domnul Barna, care, iată, nu e interzis, că da. N-ai de ce să interzici un corect. Om care e atât da. De sigur chiar și când spune prostii, și apoi încercăm să ne dumirim și noi. România să fie, să preia președinția Consiliului Europei. Dați seama că probabil e suma visurilor lui Mihai Viteazu, Cuza, Carol, Ferdinand. Deci, e practic, România va fi în cea mai bună poziție de politică externă în care a fost vreodată. Da, mesaj emoționant, dar acum poate vă veți gândi, băi, dar erau acolo o grămadă de oameni. N-au remarcat faptul că a zis Anapu, dar a zis că preluăm ceva ce nu preluăm. Dom'le, nu l-a ascultat nimeni. Vă spun, se gândea, fiecare avea treaba lui. Era Rareș Bogdan, se gândea, ce era că să nu intre gușe peste noi acum, că, aoleu. Era doamna Turcan și se gândea ce o să spună. Da, o să zic așa și era domnul acela de la Pro-România care a fost ieri la doamna Cât de greu să fie, mă, să faci 5%, mă, să intrăm noi în Parlament. Am fost premier interimar, l-am și pe Victor, am fost premierul României și totuși nimic, mă, nu mișcăm nimic. Deci nu l-a ascultat nimeni, că altfel... Cineva i-ar fi zis. Sărea, da, n-ai cum. Bine, și acum dincolo de greșeala asta, care nu e chiar... Nu e mare lucru. Da. Nu e mare lucru. Dar trebuie să știi ce preie ca să... Dacă păi ce doamna... preia domnul Barna? Dacă zicea doamna Viorica Dăncilă așa, băi, râdeam 20 de minute din emisiune. Domnule, femeia e gata, toată lumea, tot guvernul e pregătit, nu știe exact ce să preie. Da. N-are funcție executivă. N-are, știi da. Cum e? Nu prea dai, da. A greșit. Mă rog, se poate întâmpla. Oricum aveam scaune libere. Dar mie îmi place și abordarea. Dom'le, asta e suma visurilor lui Mihai Viteazu, Cuza, Carol și Ferdinand. Tu zici mă că Mihai Viteazu, când a unit el provinciile românești, asta așa. Deci pe următorul pas ce ar fi? Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cam asta mi-aș dori foarte mult. Cuza, iarăși, unirea principatelor, că și spus în discurs. De aici până la preluarea președinției rotative a Uniunii Europene. 140 de ani. În 100 și ceva de ani se va face și asta. Dacă mă votați și dacă mă nu știu ce. Cum să crezi, cum să vii cu prostiile astea? Adică noi râdeam de propaganda protocronistă a comuniștilor când ne spuneau că Mihai Viteazu, domne, simțim românește, a văzut că sunt frați români și acolo și a zis, domne, să fie toți românii la oaltă. Când de fapt acolo a fost o mișcare militară, strategică, nu exista conceptul de națiune, n-avea niciun fel de treabă.
Tu să crezi că mintea lui Mihai Viteazul era așa? În primul rând vreau să fac România asta mare, că destul am fost noi dezbinați ca nație. Și pe aia ușor, ușor în structurile euroatlantice, dacă ne integrăm și preluăm și președinția rotativă. Doi la mână. Dom'le, nu poate fi un vis ceva ce e un dat. Da. Dom'le, cea mai proastă țară din Uniunea Europeană, care o fi ea, nu știu. Te referi la Bulgaria? Din păcate nu mă refer la Bulgaria. Așa, oricât de mult ne-am dorit noi, nu mă refer la Bulgaria. A avut conducerea asta rotativă. Sau o va avea. Deci toată lumea trece prin conducerea asta rotativă. Nu e ca și cum am câștigat, vă mulțumesc. Nu o să țină niciun discurs cineva de acolo. În primul rând aș vrea să le mulțumesc celor care n-au câștigat președinția rotativă. Deci nu e o chestie meritorie. E problema, data viitoare, e problema care se naște în momentul în care noi declarăm că suntem mândri, că suntem români. Dom'le, nu e neapărat un merit. Că te-ai născut aici, da, practic. Ca și cum ai muncit, mă, domnule, muncit mult, era să mănânc. Ce și era să mănânc în Albania? Asta e situația. Nu, da. Asta e. Ești mândru că ești român. Sigur, ei poți să fii bucuros. Poți să te... Da, ceva. Dar nu-i ceva meritoriu. Nu-i ceva ce... consumat. Faptul... De-i bine să te împaci cu ideea. Nu-i ceva ce e obținut. Dar nu e o realizare. Da. Și nici președinția Consiliului Uniunii Europene nu e o realizare. E ca și cum ai spune, și vreau să mai spun, și vreau să mai adaug ceva. Ferdinand cu corana pe cap a zis: dacă am prinde și un comisar european, n-ai ce să mai vrei. Cadrilaterul, da. Și un comisar european. Iar ți se dă comisar european. Nu e o realizare, oameni buni. Da. La comisar european, în schimb, e o realizare. Ce portofoliu? Ce fel de comisar european? Poți să ai șef peste Xerox-uri și să fii o personalitate europeană, poți să ai șef peste toți banii și uite ce se întâmplă. Sau poți să ai un comisar european pe Dacian Cioloș și de fapt să aibă Franța 2. Da. Și aia e o realizare pentru francezi. Corect. Bun. Doamnele și domnii, cum să le zic, că nu știu cum dau să-i apuc, oamenii aceștia de la Q Magazine au început să fie din ce în ce mai prezenți în societate, vin cu tot felul de comentarii, vin cu tot felul și vin și cu întrebări. A lansat ieri Klaus Iohannis România Educată și era acolo cineva de la Q Magazine cu o întrebare. Pregătită. Ce întrebare credeți că au pus cei de la Q Magazine? Hai să ascultăm. Cum va ajuta România Educată să scăpăm de România plăcuțelor de matriculare cu ghilimele de rigoare, România dezbinării și aurii? Educația ajută în toate domeniile și aici va ajuta foarte mult. Da. Momente emoționante la Cotroceni, s-a dus cu această întrebare jurnalista de la Q Magazine. A venit și cu accentul adecvat. Doamne, accentul... Nu că era important. E ceva era de... important. Știi cum, e ceva cu care te naști. N-ai ce să-i faci. E ceva de cu care te naști. Da. Dar și de care poți să scapi. Dar nu ceva ce obții. Adică nu e ca și cum s-a zbătut și sunt mândru de accentul mândru meu. Mândru de accentul meu. De... Știți cum vorbeam. N-aveam... Și am venit cu această chestie. Da, uite, Klaus Iohannis a scăpat un pic de accent. A scăpat de accent. Scăpat da, de a venit chitită cu întrebarea asta. Dar a revenit la penal, iar. Adică a pus iar accentul pe penal ieri. Deci asta... a scăpat, de unele accente a scăpat, pe altele le-a redobândit. Păi da, dar asta e o realizare. E o realizare. Asta e o realizare. Bun, noi realizăm că nu s-a... Deci a fost doar o întrebare. Noi știm că cei de la Q Magazine sunt foarte buni povestitori, sunt foarte buni pe genul acesta. Ar fi trebuit să intervină un pic reporter, spune, noi, sunteți, vă văd așa, arătați că un președinte. Deși cu toții știm că puteți fi chiar mai mult de un președinte. Știu că Q Magazine așa lucrează. Era pe partea cealaltă. Da? Ați ajuns președinte pentru o manipulare grosolană și acum înțeleg că corect, alături corect. De George Soros, care e finanțatorul dumneavoastră, atacați o femeie pentru care vina, dacă putem numi vină, că e prea decentă într-o țară de mitocani. Mitocani, categorie în care sunt obligată să vă integrez și pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați venit cu o geacă la proteste. În primul rând, dacă aia e ținută de președinte, nu mai am ce comenta. Și în al doilea rând, dumneavoastră, ca un mare dezbinator, cum să vorbiți acum despre educație? Și revenind la doamna Viorica Dăncilă, pentru că v-am numit-o, domnule, Moise Guran, pune întrebare 5 minute. Și revenind la doamna Viorica Dăncilă, pe care am numit-o mai devreme, sigur că ea este un actor bun, aflat într-o situație, într-o piesă mai puțin reușită și dânsa într-un încearcă... teatru de provincie europeană. Încearcă să facă ce poate cu puterile dânsei să scoată un pic din mediocritate această piesă tâmpă în care ne aflăm. Așa o vedeam. De ce s-a oprit la întrebare? De ce s-a oprit la plăcuțe de matriculare? Neferești. Bun, dar apropo de dezbinare, s-a trecut prea ușor peste un episod interesant petrecut în fața tribunalului, nu oriunde, și practic adunat așa ca o piesă de teatru în fața tribunalului. Aveam acolo trotuar. Da, aveam pe de o parte dezbinatorii de la Rezist și pe de cealaltă parte susținătorii de la PSD, dezbinatorii de la PSD. Unificatorii de la PSD. Unificatorii de la PSD, pentru că dacă PSD vrea ceva, e ca țara asta să meargă într-o direcție corectă și toți românii, ținându-se de mână, cum se ținea de mână Viorica Dăncilă,
și Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Juncker, da. Așa, să avem un centenar plăcut și unit împreună cu Marcel domnul Dragnea. Și uscat. Și aș mai vrea să adaug faptul că a fost o dezbatere în fața tribunalului bazată pe argumente pro și contra între tabăra rezist și tabăra PSD. Nu, argumente prost și contra. Mă rog, hai să vedem. Pe ăla, pe... Haideți aici, pe laser? De ce l-a numit? Ca să-i speră că i-a spălat dosarul, nu? Stăm și pe aia, pe... Vorbă. Pe Livia Stanciu, de ce a numit-o? Dar că l-a flat. Livia Stanciu? La pușcărie! La pușcărie! La cine? Pușcărie, și tu! De ce trăiești cu o calare? Așa, așa. Așa, spune! Sunteți cu Dragnea? Stătaților! Nu sunt cu Dragnea! Dar cu cine? Sunt împotriva la... La cine? La voi, la... E proletar, bă, omul! Care cumpărați? Voi, slujilor! Care? Cu ce vă fotografi? Ce vă... Aia, fă... Stop! Cu acuia probare mă trebuie să primim. Stop! Public. Ce pune mă trebuie să primim? Nu, Dania! Stai liniște! Ștergi imediat! Nu, Dania! Cum adică jigniți un om și cere... Șterge filmul! Nu vreau! Șterge filmul! Nu, Dania! Nu dau unia să șteargă filmul! Aveți grijă cum vorbim! Șterge filmul! Stai liniștit, da? Nu, Dania, hai! Să ai de aici! Hai! Du-te de aici! Vezi că-ți depun plângere! Vezi că-ți depun plângere! Hai! Ăsta e bun, la mă, ce e. Controlează-te, du-te la spital. Și vedeți, o rază de soare cădea așa pe dialogul dintre cei aflați în fața tribunalului și o rază de soare mângâia, practic, plăcut această dezbatere iscată pe argumente și, mă rog, pro și contra, până la urmă, Răzvan, nu putem fi toți într-o tabără. Sigur, unul a venit cu tabăra lui și cu intențiile din tabăra aceea, celălalt cu tabăra cealaltă. Cert este că cei doi, sigur, l-avem pe acest protestatar Ceaușescu de la Rezisti, se spune Ceaușescu că limita foarte bine la pe vremea Mineriadei și totuși omul a rămas cu niște sechele de acolo, a fost bătut, a trecut într-o situație mai puțin fericită, ăsta la altul n-avea nicio scuză. Adică la altul săracu n-avea în apărarea asta niciun argument. Dar te gândești la oamenii ăștia pe care îi... Știi cum așa, îi momești cu creștere de pensie, domnule, salariu minim, nu știu ce, deci pare că doar cu argumente astea. Și vezi într-o confruntare extrem de preocupați de fostul președinte al ICCJ devenit judecător al Curții Constituționale. Bun, deci doamna Livia Stanciu, deci îți dai seama, oamenii ăștia se duc și votează Partidul Social Democrat sau împotriva altor formațiuni pentru că au o nemulțumire. Domnule, interesează Livia Stanciu, personajul cu tare. Adică ei probabil urmăresc cu mult interes tot ce se petrece pe scena justiției românești. Domnule, recursul compensator. Păi haideți să scoatem deciziile CCR. Ce-o fi cărat acolo? Cred că era regulamentul Camerei Deputaților în traistă. Da. Că îi spune lui Ceaușescu. Și tentativa de lovitură de stat, ia uitați. Trei articole abrogate de CCR n-aveau cum să-l revoce în funcție pe domnul Dragnea. Adică, ce înțeleg eu, cred că asta... Din această dezbinare. Eu înțeleg că oamenii ăștia urmăresc așa niște emisiuni. Încearcă să memoreze niște discursuri. Rețin așa frânturi, Livia Stanciu, statul paralel. Dar pentru că sunt simple motive pe care ei și le culeg de peste tot ca să poată iubi PSD-ul, doar le aruncă, dar nu, dacă intri pe fondul problemei, ce a făcut mă Livia Stanciu? Păi, că a făcut e cu nu știm noi. Știi că dacă ăsta e efectul Codrin Ștefănescu în societate. Hai domne cu hoția că nu știu, păi dar ăia de la Rezist, păi n-au avut, nu, aia cu Bitcoin-ul furat, că a și dispărut de la o bancă din satul mare. Dacă stai, adică nu, aud niște cuvinte, dar nu le potrivesc. Că dacă stăm acum și vorbim de legile justiției, îți dă două pungi de alea în cap și te roagă să ștergi filmarea. Da. Asta e efectul Codrin Ștefănescu în societate. Și doamna de la Q Magazine a invocat și acea celebră plăcuță. Care eu cred că tu vrei un articol în Q Magazine. Domne, te simt așa. Simt. Nu știu dacă îți permiți. Nu știu așa, dacă ai amvergura necesară. Comandă un album de centenar. De ce? Dar numai cu tine. Și o să vezi. Că ușor, ușor. Un moderator ca un chirurg într-o societate, ca într-o televiziune decadentă. Parcă văd o ședință de la Q Magazine. Nu știu un când pilon fac ei. Al presei Quality. Și vine una dintre jurnalistele de acolo și îi propune Florian Juca. Nu știu dacă îl cunoști, un băiat acolo. Radu Buzeanu, chiar poate nu spune ceva numele. Trebuie să-l urmărești. Vreau să-i facem așa un portret pozitiv care să arătăm totuși calitățile. Prea decent pentru o societate de mito.
Cani. În comparație cu colegul pe care da, îl are. Da, îți dai seama, eu nu vreau să comand nici un album de celălalt. Da, vreau să arate că el încearcă într-o situație, într-o conjunctură dramatică. Favorabilă, da. Să facă totuși... Ca o Viorica Dăncilă pe lângă un amărât de Claus Iohannis. Da. Dar și ce vreau să spun? Adică stai, domnule, un pic. Ei, tu ai te-ai dus pe filmul ăla. Ce vreau să spun? E periculos. Pentru că, da, ca să te scoată bine, ar fi în stare să și spună. Există românii. Unii dintre ei înțeleg, nici măcar nu-i urmăresc emisiunea. Adică, știi cum e? Cum a lăudat-o pe doamna Dăncilă, deși a pus toată societatea în cap, cine o critică pe Dăncilă, niște mitocani. Praful să se aleagă. Da? Așa o să te trezești aici. Dom'le, prea bun pentru telespectatorii lui. De asta eu spun că e periculos așa, da, cu un elogiu în Q Magazine, că s-ar putea să aibă efect... De recul. Păi asta e ca Liviu Dragnea, care în momentul când pune mâna pe ceva, uite, și de exemplu, se laudă? A apărut un studiu azi care arăta că societatea românească e una dintre cele mai ortodoxizate, nu știu cum să zic, nu, credincioase, așa, cu relație cu Dumnezeu, nu știu dacă e neapărat ortodox, din Europa. Știi că a apărut un studiu. Și a făcut o cruce și Liviu Dragnea să strice tot. Gândeam, zici, dom'le, omul ăsta un pic a intervenit aici, deci erau oamenii credincioși, n-aveau niciun pic de îndoială în zona aceasta. Dom'le, un pic a zis Liviu Dragnea și eu aș vrea să susțin zona aceasta, de exemplu, la referendum, s-a ales praf. Deci, vezi, cam așa și Q Magazine ar putea, la fel intervine și Q Magazine. Când... Da, uite, dar la PSD de ce nu există efectul ăsta? A ajuns președinte la PSD și oamenii n-au zis, să votăm pe Liberal, ce să facem? Despre sondajul IMAS acum, știi cum e? S-a intervenit și la PSD cu Liviu Dragnea. Hai, între timp, aproape de celebra plăcuță despre care vorbim, apropo de celebra plăcuță despre care discutam, care era invocată la... conferința de presă a lui Claus Iohannis, judecătorii din Iași au avut de soluționat un caz atipic. Magistrații au analizat sensul cuvântului m.e. Acum, sigur, eu sunt de părere că dacă ești de acord cu chestia asta, trebuie să-i zici pe nume, ca lumea. Când îi mai aupă câte unii care pledează în favoarea acestei chestiuni, dar în momentul când sunt puși să zică pe post, îi vezi, plăcuța suedeză intră așa într-un soi de paradă de-asta eufemistică. Nu, e plăcuța aceea suedeză, știți dumneavoastră, care a apărut acolo, păi bă, dacă ori suntem golani, ori nu mai suntem. Îi zicem pe nume. Eu nu sunt de acord neapărat cu, adică nu sunt de părere că așa trebuie dusă treaba. Și de-aia pot să-mi permit să zic m.e. Așa. Ce au avut de soluționat magistrații de la Iași? Există un condamnat, un individ care își spășea pedeapsa. În ciuda demersurilor PSD-iste, da, încă mai există populație penitenciară. Un deținut a fost sancționat de conducerea penitenciarului din Iași pentru că a scandat și a scris pe un banner m.e Dragnea și m.e PSD, dar și fac Trump și fac ANP. Bine că la m.e te-ai timorat, te-ai înmuiat, ca să zic așa, dar fac ai voie să spui. Fac, pentru că facem și noi ceva. Facem și noi ceva. Adică fac, e un verb. În română fac e un verb, Răzvan, e autorizat. Bun, fac Trump și fac ANP. La naiba Trump, la naiba ANP. Cum ar fi o traducere celebră. Așa. Și omul a contestat această sancțiune. Și a venit și a spus, normal. Libertatea mea de exprimare. Libertate. Omul era deținut, dar invoca libertatea. Nici libertatea de exprimare nu mai am. Adică, înțeles că libertatea asta mi-ați luat-o. Da. Lăsați-mi eu pe asta, să comunic, în viu grai sau prin scris. Și a venit instanța de judecată. Și a spus instanța de judecată, care s-a substituit Institutului de Lingvistică, Iorgu Iordan, că altfel nu înțeleg, și magistrații ăștia. Domnule, într-adevăr, cuvântul P, nu P, e altul de la tot. E M, puncte, puncte. Că potrivit dicționarului limbii române, cuvântul M, puncte, puncte, este semnificația de la gură. Da. Însă, în limbajul trivial, argotic, semnificația acestuia este contact sexual oral. Și a făcut un proces de intenție, domne, în ce condiție l-a folosit? Dacă e pe afișul PSD pentru alegerile din Timișe-Voie, dacă e pe bannerul unui protestatar, fie el și încarcerat, că uite, n-a venit nimic cu pușcăria și... Doar cu aia care schimbă legea, ca să nu își continue sentința. Partea pușcăriașilor, am ajuns... Nu, domne, libertatea de exprimare, domne. Deci libertatea pușcăriașului. Libertatea de exprimare? De exprimare. Păi nu-i sfântă libertatea aia? Păi dar stai puțin. Dar au murit oamenii. Dacă am câte exemple de pușcăriași care scriau pe blog romane întregi, avem. Corect. Sau câte exemple de pușcăriași care au scris biblioteci în penitenciar? Păi mai mult mă deranjează că scriu ăia prostiile alea și li se taie din pedeapsă, decât că a scris omul ăsta 4 litere pe un afiș și vrei da, să domne, spun cu vreo două pot să fiu și de acord. Dar ce vreau să spun cu asta este că judecătorul a judecat acolo în litera și în spiritul legii. Păi în litere nu. Spiritul. Numai spiritul. Păi literele băgat, nu sunt o problemă de sine stătătoare. A băgat și spiritul. A băgat spiritul. E spiritul ăsta să nu, dar dacă se exprima academic da. Și spunea, ce a spus domnule, că
contact sexual oral, dacă se ia contact sexual oral PSD, era vreo problemă? Mergeți, domnule, pe varianta academică și am rezolvat treaba. Și am rezolvat problema. Și gata, domnule, am rezolvat. Așa, cert este că magistrații, după deliberări, dar îmi place discuția acolo, parcă îi văd acolo, pe magistrați, cum stăteau așa, ăștia mai cu ciocolă, nu știu ce, erau așa înveșmântați, erau învolburați și cum stăteau așa în treaba lor, discutau despre această situație. Ce părere? E normal să zică mă puncte puncte? În ce normal, într-un penitenciar, într-un penitenciar să se ajungă să se folosească cuvinte de genul acesta. Când președintele României lansează proiectul România Educată. Într-un penitenciar? Într-un centru corecțional. Domnule, hai că auzi, sigur, păcatele mele, o să auzi în Parlamentul României. La... Aia nu e o problemă. În Parlament poți. În Parlament e normal. Dar să ajungem în penitenciar să folosim astfel de termeni, păi încotro ne îndreptăm, domnilor. Adică oamenii vin în penitenciar tocmai spre reeducare. Da. Și uite ce învață. Și ies mai rău de acolo din penitenciar. Folosesc cuvintele astea de nereprodus la televizor. Că nici la televizor nu se mai vorbește așa. Dar știi care e paradoxul? Paradoxul este că el practic se opune lui Liviu Dragnea, care Liviu Dragnea, domnule, este un tip care se zbate pentru libertatea acestui om. De unde mă gândesc așa la mă gândesc la rațiu. Mă duc către rațiu cu gândul. Știi că mă voi lupta pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Cam așa pare. Deci Dragnea se luptă să-l scoată pe omul ăsta, infractorul ăsta din pușcărie. Nu știu dacă amnistia și grațierea. Nu știm dacă îl vizează. Eu zic, nu știm ce... Poate tocmai de-aia e supărat. Ați eliberat toți pedofilii, ați eliberat violatori, ați eliberat în hari. Sau ca prostul aici. Da. Da. Dar hai să spun ce înseamnă sancțiunea și cu asta am încheiat, că e tare și ce a luat prin această sancțiune. Ce să ia? I-a luat chiar șaf. Da, i-a luat dreptul de a mai participa la evenimente culturale. Magistrații au menținut sancțiunea potrivit căreia nu mai putea participa timp de o lună la activități culturale. Ce să-i facem unui om care se exprimă vulgar? Păi ăsta trebuie pedepsit aspru. Să nu mai aibă dreptul la nicio activitate culturală de până acum. Să stea numai cu golanii lui. Tăiem activitatea culturală? Am înțeles, am înțeles că i s-a interzis și dreptul de a participa la serviciu religios. Ceea ce cred eu că magistrații ăștia, de unde sunteți judecătorașilor? Din Iași? Dom'le, mie să nu scoateți niște bănuți din buzunar la CEDO. Că sunt anumite drepturi pe care nu îi le poți lua unui om doar pentru că a lansat 4 litere bine țintite spre orificiu bucal al Partidului Social Democrat sau oricui altcuiva. Deci nu poți să spui și pedeapsă o lună de zile nu-i mai dă mâncare. Să învețe să se comporte. Nu poți să-i spui că nu mai are dreptul să-și practice religia sau să meargă la biserică. Poți să-i spui, domnule, nu mai asculți muzică, nu mai ai concerte de manele, ce-ți place ție pe acolo. Că și că pe vremea unor deținuți celebri din Partidul Social Democrat, de exemplu, Gabriel Bivolaru. Nu vrem să dăm nume Gabriel Bivolaru, da? Da, nu vrem să dăm, dar uite cum ne-a țâșnit. Da. În penitenciar aveau loc concerte de manele. Da, domnule, e normal. Adică serate culturale, da, culturală, da, culturală. Dar să-i spui, ăsta, domnule, pentru această insultă adusă PSD-ului, nu mai particip la slujba religioasă. Da, avem dreptul și noi, avem și noi dreptul acesta consfințit să luăm puțină publicitate și cu dreptul acesta ne vom și întoarce ca niște oameni drepți înapoi la emisiune. Da, bună România, ne-am întors în direct așa cum discutam un pic mai devreme, există această apucătură de tip nou, această încercare permanentă de a goli un pic închisorile astea pe care le dețineam până nu de mult, cu care făcusem până la urmă carieră, noi aici în România. Eram celebri pentru pușcăriile noastre. Da. Se înghesuia lumea în pușcăriile Se pleacă românești. Din pușcării în momentul de față și uite, buzoienii, de exemplu, oamenii, locuitorii Buzăului sunt ușor disperați că pare că a fost un flux foarte mare. De răufăcător, cum ar zice la... Cum am zice noi, dar... Cum am zice noi, cum ar zice la știri, da. Cum victime ale sistemului penitenciar, cum ar spune PSD-ul. Da. Recurs compensatorienii. Ca să ne dăm așa o turnură favorabilă. Am înțeles. Și cum erau în această situație cu acești infractori care i-au ieșit din închisori, iată că își fac singuri dreptate. Buzoienii își fac singuri dreptate. Ce i s-a întâmplat unei coate prinse în flagrant de victimă cu o constituție atletică impresionantă. Victima, da. Da. Hai să vedem ce i s-a întâmplat. Mama,
uite așa scapă infractorii, uitați-vă și noastră cum scapă infractorii. S-a încercat acolo pedepsirea, până la urmă, în stradă, darea drept exemplu a acestei coațe, că altfel nu putem să-i spunem, așa, mă rog, este ea denumită. În prisma profesiei? Da, da, profesie pe care și-a ales-o. Pe care ai văzut. Da, ai văzut o reacție? A scuipat, a jurat și a fugit înapoi la sediul de partid. Deci, cam așa se procedează. Sigur că nu poți încuraja nici genul ăsta de reacție din partea cetățenilor. Prinzi hoțul, bați, îți recuperezi banii. Nu, tu trebuie să ai încredere în instituția statului român. Deci, te lași jefuit, anunți autoritățile, petreci câteva ore dând declarații, asiști așa la tristețea cu care încearcă autoritățile să-ți explice, păi dumneavoastră știți câte dosare mă păzi de genul ăsta? Da, știm că operează pe zona asta. Hai să ne uităm peste niște imagini, știi, deci o zi consumată, da. După care o perioadă în care, dacă nu nimerești peste doamna polițistă blondă de la Palatul Victoria, știi, care îți găsește telefonul 10-15 minute. Știm celebra poveste, momentul emoționant cu blonda din Piața Victoriei care a recuperat brusc. Da. Deci dacă nu dai peste doamna dai respectivă, să, da, n-ai. Sper că ai poze cu banii, că altfel n-ai să-i mai vezi. Să alege praf. Și vedeți că a scăpat, asta mă îngrijorează. În acest moment coața-i păstrăză, adică eu asta a rămas. Deci, eu băi, recomand că, asta tuturor fractorilor. Nu, nu, hai, că spune, hai să dăm un concept, pentru că despre asta e vorba. Ia zi. Pescuit sportiv. Deci ai prins hoțul. Faci ce faci tot la Liviu Dragnea. Ai prins hoțul, exact. Ai, și după care îl eliberezi. Pe asta face statul român. Da. Îl ia, îl punem pe intenția. Hai, dați-i drumul, că doar nu să-l ținem exact acolo. Asta mai prindem și altă dată. Atitudine de pescar. Așa fac pescarii profesioniști, domnule. Deci despre asta e vorba. Că am elucidat până la urmă, că noi ni se părea că e așa o chestie infractorală. Nu, e... Părea lipsit de sens ce se întâmplă. Cum? Părea lipsit de sens. Nu, dar nu, e sportivă situația. Pentru că, pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, acum mulți scoți exact, s-a pus problema în felul acesta când se discuta despre amnistia fiscală. Cine mai e tâmpit în perioada asta să-și plătească impozitele când știm că domnul Teodorovici stă să dea drumul la amnistia fiscală? Nu, da, lasă să-ți plătească impozitele. Eu zic altceva. Cine mai respectă legea când stă grațiere acolo pe biroul guvernului? În oglindă avem aceeași situație cu postura aceasta care ne pune grațierea și cum ai de făcut infracțiuni, nu? Da. Adică dacă tu știi că vine această ordonanță care vizează amnistia și grațierea, da? Da. Sigur, nu te duci să faci crime împotriva umanității, că nu te scapă nici ordonanța pesedistă de așa ceva. Ceva? Dar presupune că ai standarde mai joase decât Ion Iliescu. Da. Și te rezum la ceva așa de până 10 ani. Faul de joc, cum ar zice comentatorul sportiv. Cum ar zice? Faul de joc. A fost un faul de joc. Adică, doamne, n-a fost ceva lejer, de var. Păi până 10 ani e faul de joc. Doamne, eu așa consider. Bun. Păi e de cartonaj roșu. Păi de altă parte și ce se poate întâmpla să te trezești cu grațierea asta, că nu știu unde spune pragul. Adică să poată să exonereze pe cei care au pedepse, care au furat milioane de euro și au pedepse de 2-3 ani. Da. Dar pe ăștia care au furat o găină și au 7 ani de închisoare așa, păi, doamne, până la 5 ani. Atenție. Și te trezești că au scăpat ăștia cu milioane care au pedepse mici, că ideea e în România să furi cât mai mult. Dacă ai furat cât mai mult și pedepsa e invers proporțională cu fapta. Cu cât ai furat mai mult, cu atât pedepsa e mai mică. Deci, sfat infractorilor de genul celei pe care am văzut-o în imagine. Da. Oameni buni, rămâneți în penitenciare, nu vă lăsați păcăliți de Tudorel Toader, care cu recursul lui compensatoriu v-a trimis să păstrezi, pentru că păstrezi-te. Trebuie să muncești ca să supraviețuiești sau respectiv să furi. Uite-te și tu ce. Posibil ca banii aia să nu vă ajungă pentru prea multe chestiuni, sub nicio formă nu vă asigură cazare, mâncare și toate cele. Rămâneți pușcăria acolo, nu bine. Este cel mai rău lucru care vi s-ar pușcăria putea întâmpla. E sfântă. E sfântă pușcăria și acum tot discutăm de amnistie și grațiere, știm cu toții că ea nu se va da anul acesta. Ne-a spus doamna Viorica Dăncilă. Poate o aduce Moș Crăciun. Ne-a spus și astăzi la lift acolo Răzvan când era, zice, domne, n-am rămas nimic cu amnistie și grațiere, m-am tot uitat, toată dimineața m-am uitat, m-am învârtit, zic, am chemat și pe cineva, am chemat-o și pe Olguța. Olguța e la tine? Vino tu și vezi. Dar Olguța în ce calitate a venit? E ceva pe birou aici cu amnistia. Tot are expresia asta. Dom'le, n-am pe masă amnistia și grațire. Tot. Uitați-vă și pe sub masă. Vedeți, poate ce cine să vă știe. Zic? Dar este... Are, dă așa o tentă meteorologică situația amnistia și grațire. Deci pare așa că, uite, ne uităm și noi pe geam. Acum stă să ningă. Adică vezi nori, vezi că e frig, stau acolo, cel puțin în București așa, în Piața Victoriei, stau aparatele de dezăpăzire, cum se numesc, frezele, nu știu cum le-ai păsit, ce să le... Bun, așa, mă rog, în fine, înțelegeți ce vreau să zic. Știe lumea la ce te referi. Știe lumea. E clar că o să ningă, vine și poate busul, că am înțeles că a ieșit din... E mai bine? Da, e mai bine. Vine și spune, e posibil să ningă. Dom'le, și stăm cu toții și așteptăm amnistia și mergem în baza precedentului, că și anul trecut a nins. A nins și anul trecut și... Și acum 2 ani a nins. Da.
Foarte probabil va ninge și anul acesta. Și de ce să nu ningă și acum? Până la urmă stai și te întreb, că până la urmă mai multe motive să ningă decât să nu ningă, știi? Așa e și cu ordonanța de guvern. Are așa ceva meteorologic. Bun. Să nu ne ia în surprindere ordonanța de guvern. De la Buzoieni mergem într-o altă zonă, în Râmnicu Vâlcea. Ce frumos e acolo. În Râmnicu Vâlcea sunt niște imagini virale cu un șofer care a fost sechestrat de trecător după ce a încercat să fugă de la locul faptei, după ce lovise niște mașini acolo, le făcuse praf. Hai să vedem imagine și le comentăm după. Nu știu nimic vis-a-vis de chestiunea asta. Ce am spus de că... Să rezolvăm treaba. Vreau să nu știu treaba. Vă să n-au securi. Deocamdată nu văd nimic. Eu dacă mă încărcam, o jumătate de minut mi-e zis. Am tras acolo, uite acolo. Și m-am văzut pe mine. Băi, mor de dat. Mă rog, domnule. El. Domnul în fața noastră, față la porți. Imagine emoționante din Râmnicu Vâlcea, unde patru oameni încercau să-l imobilizeze pe individul care le bușise mașinile. Ce interesant la omul acesta, că el nu înțelegea ce are lumea cu el. Din ce ați văzut și în imagini, era așa un pic într-o stare de neclaritate. Dom'le, care e problema? Ce s-a întâmplat? Bine, așa, în comparație, nici nu poți să spui că a produs un dezastru de proporții. A distrus patru mașini. Da. Așa, sigur, poți să înțeleg asta. Pentru era beat la volan. Da, dom'le, s-a mai întâmplat și chestia asta. Pe de altă parte, s-a distrus în țara asta, știi cum e. Bă, cum e argumentul domnului Liviu Dragnea, nu? Să-l invoce și acei șoferi. Dom'le, dar dumneavoastră numai la noi vă uitați, adică aveți senzația că noi avem capacități limitate, putem face... Așa și omul ăsta să vină să spună. Bine că marea problemă e că m-am urcat eu beat la volan și am distrus câteva mașini. Pe alții nu-i vede nimeni. Eu nu mi-aș face mari griji în partea, dacă aș fi în situația acestui om, pentru că, trebuie precizat, ordonanța asta și cu grațierea și amnistia pe care o tot mestecăm, îi rezolvă chiar și lui problema. Da, e clară treaba. Deci, dar eu îl văd și pe Liviu Dragnea în postura asta, așa. Îi pare tot timpul, domnule, ce am făcut, domnule? Care tot timpul? Deci omul, e clar, ai mașinile bușite lângă, e clar, e evident, pentru toată lumea, vin 3-4 oameni, îți explică, domnule, uite-te și tu, că nu e ce e în țara asta, uite-te și tu. Și ăsta așa tot timpul la conferință de presă, stă așa, cu o mină de asta de om nevinovat. Și zice, noi ce am făcut? Exact ca cetățeanul din imagine. Ce deranjează că încercăm să facem un pic de bine în această țară? Exact. Aducem un pic de bucurie în sufletele unor oameni care aveau niște condamnări. Aveau niște condamnări? Ce putem să facem? La Constanța, domnul Făgădău, primar. Domnul Tecebal Făgădău? Da. Ce a făcut? După ce a pus la dispoziția costănțenilor toalete de lux, domne, care nici nu le merită. Care au mirat pe toată lumea, domne, s-a auzit de ele la Bruxelles. Se vorbește la Washington, se vorbește la Bruxelles, se vorbește în Beijing, da. Peste tot se vorbește despre aceste toalete și noi ce facem? Îl ironizăm pe domnul că te simt, asta urmărești. Păi da. Să-l duci în derizoriu pe domnul Decebal Făgădău, care a făcut Constanța ceea ce e Constanța astăzi. Păi lumea nu știe, dar domnul Făgădău mai face niște lucruri cu ocazia Sfântului Nicolae. Uite, de exemplu, titlul e ușor conotativ. Copii educați ca în timpul lui Ceaușescu.
Păi și nu era bine, domne, pe vremea lui Ceaușescu. Păi, domne, că era bine. Păi da, el a și spus. Educația era haideți să ne educăm ca pe vremea lui Ceaușescu. Da. Ascultând apelul președintelui Iohannis, a zis să mă implic și eu un pic în educație, domne. Eu nu știu prea multe, da, că s-a văzut. Haideți să facem ca pe vremea lui Ceaușescu, că înainte era mai bine. Primăria municipiului Constanța va distribui în această perioadă peste 30.000 de pachete cu daruri de sărbători, nu știu ce. Bravo. Și acum hai să vedem niște imagini că li se bate obrazul copiilor de grădiniță. Vezi niște nesimțiți? N-ați făcut 18. 18 ani să-l votați pe domnul primar. Stați așa, pe la 7-8 ani, trageți de timp. În loc să ieșiți în stradă, să cereți dreptul vostru să-l votați pe domnul Decebal Făgădău, interimarul. Se poate obrazul că le-a dat. Mă rog, mai interimar acum și a câștigat în dreptul lui. Le-a dat domnul primar niște ceva acolo. Vă place să primiți de la domnul Decebal Făgădău? Să vedem imagini. Imaginile au fost făcute publice de către, înțeleg, Facebook-ul primăriei, cu doamna educatoare când spune, de la domnul primar. Asta de la domnul Decebal Făgădău, care are grijă de copii. Protectorul deci, copilor. Ați auzit de Moș Nicolae, da. Moș Crăciun. E clar. Decebal Făgădău, oameni. Țineți minte numele acesta. Țineți minte de Decebal Făgădău. Peste... Moș Crăciun a dezamăgit de multe ori. Peste 12 ani să-l votați. O să fie acolo în continuare, așteptându-vă votul. Să țineți minte deci că aveți aceste, aveți aceste jucării și dulciuri de la primarul Decebal Făgădău? Nu! Le veți primi la împlinirea vârstei de 18 ani, când veți veni cu buletinul de ștampilat, votat, să scrie aici. Dar nu copii... putea să spună doamna educatoare, de exemplu, și faptul că domnul Decebal Făgădău, trebuia să le explice ăsta la mici. Primăria domnului Decebal Făgădău beneficiază de niște impozite care sunt luate din salariu părinților voștri, care în acest moment sunt la serviciu muncind, și din acest impozit pe care l-au luat de acolo, și se face casă, un bugetel, da, se face un bugetel de care noi v-am cumpărat aici. Tot banii, tot de la părinți sunt, practic. Unde milce? Și acum a venit și vă scoate în ochii și vă zice că sunt de la Făgădău, când domnul Făgădău este angajatul părinților voștri. De ce nu l-a zis așa, alesul, domnule? Ia, nu, tu l-ai înțeles. Alesul, corect, da. Deci, Decebal Făgădău este alesul părinților ca să aibă grijă de copii. Corect. De asta a fost Decebal Făgădău ales primar. Mă, te votăm, dar tu ai grijă de aia mici? Da, voi avea grijă de cei mici. Perfect. Atunci vin o primar. A mai fost un primar înainte, avea grijă. Știi de cine avea el grijă? N-avea grijă nici de aia foarte mici. Erau prea mici. Avea grijă nici de aia prea bătrâni. De ele. Cele avea mici. Grijă de fix când era vârsta potrivită. Da, 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 da. El mergea pe proaspăt devenite adult. Uite. Știi, pe zona aia. Adulți tineri. Pe zona aia. Vă ce greșește. Știi că domnul Mazăre avea grijă și de cei bătrâni. Mi-aduc aminte un dosărel al domnului Mazăre în care a făcut niște case cu niște șmecherii acolo și pentru niște bătrâni. Dacă asta deranjează că fac case pentru bătrâni, nu, prieteni, nu păi asta deranjează. Păi el făcea case bătrânilor și curte tinerelor. Da, corect. Curte, da. Bun. Da, curte, ce eufemistic ne-am exprimat. Apropo de curte, 3/4 dintre gospodările din România au acces la internet. Deci, practic, e o informație care a venit, o informație bombă venită astăzi, s-a discutat... 3/4 au acces oficial, celălalt sfert e acordat ilegal. E pe wireless-ul vecinului, asta nu ne ferim. 72% dintre gospodările, aproape deci, așa, dintre gospodările din România au acces la rețeaua de internet de acasă. Normal. În creștere cu 3,8 puncte procentuale față de mână, în fine. INSE-ul zice chestia asta, deci e oficial. Zice INSE-ul. 3/4 dintre gospodările României sunt racordate la internet. Dar cum află INSE-ul chestiile astea? Crezi că merge INSE-ul așa pe tot felul de cărări de munte? Bre! Bre! Ai internet? Da. Trece el, domnule. Avem. INSE-ul avem a dat INSE-ul niște studii în ultimii ani. Mie mi-ar fi și jenă dacă aș lucra la INSE și m-ar întreba unde lucrați. N-aș spune, domnule, INSE. Sunt infractor, domnule, sunt hoț. Fur din autobuze, fur. Da, e ușor. Decât să spui că ești la INSE pe cuvântul meu. Noi aici am soluționat această problemă când discutarăm despre situația cu WC-urile din curte. Adică oamenii, e clar că au WC-urile în curte și atunci s-au gândit. Pentru că au wireless. Cum facem? Da, e clar că WC-ul nu putem să-l mutăm. Dar măcar să avem wireless, să stăm... Sigur, te-ai cu firul, mergi cu firul după tine. Atunci... Dar asta spune multe și despre prioritățile poporului român. Da. Ai văzut? Astea sunt și priorități de guvernare.
De exemplu, în ce să investim urgent? În situația deținuților. Sigur, tu ai niște spitale care ar putea funcționa doar pe post de morgă. Sigur, tu ai niște școli care, iarăși, riscă să te ducă la morgă. Că a căzut... Tavan. Aici, în București. Sectorul 5. În sectorul 5, la domnul Florea, care și el are grijă de copii. Da. Da. Așa, și de Dan Bittman. Da. Dar unde e, unde e preocuparea ta? La penitenciare, domnule. Sigur, sunt și spitalele importante, sunt și școlile importante. Haideți să le luăm într-o ordine firească. Prima dată penitenciare. Ăsta e și românașul. Da. Dom'le, sigur că n-avem canalizare. Sigur că de multe ori și curentul reprezintă o problemă. Ai router de internet sau n-ai break? Dar asta a făcut revoluția fiscală. Aduce aminte, Răzvan, că a crescut netul. Știm că e, domnule, brutul rămâne aceea, crește netul. Și uite, acum rezultatul revoluției fiscale. Domnule, iată toată gospodăriile din România și îmi place și terminologia. Gospodărie. Deci nu există curți, bătături. Acum sunt gospodării, mă. Guvernarea PSD-ului a făcut trecerea de la bătătură, cum era înainte, acum e o gospodărie adevărată, domnule, are internet, are tot ce trebuie. Cu asemenea gospodină la Palatul Victoria, ce vrea să fie? Sunt gospodării toate. Da. Dar acum mă întreb în privința domnului Liviu Dragnea, care are acea gospodărie acolo la... El are mai mult internet. Păi eu te întreb pe tine, funcționează wireless-ul pe toată acoperirea respectivă? Câte rutele trebuie să aibă domnul Dragnea ca să poată să... Eu cred că o parcelă, cel puțin o parcelă din curtea domnului Dragnea nu e acordată la nimic. Cred că e așa ruptă de civilizație, ruptă de tot, să stăm aici într-un colț al curții, să putem vorbi liniștiți, că nu bate nici antena SRI-ului până la noi. Adică mă gândesc, alt motiv să-ți faci domeniul ăla feudal, n-ai avea, știi? Da. Decât dacă vrei să fii dat dispărut la tine în curte. Dom'le, a dispărut, unde? Pe poartă n-a ieșit... E în curte, dar va dura mult să-l găsim. Știi, echipe de căutare. Ați mers și în zona de nord-vest a curții domnului Dragnea. Urmează, știi, să hașureze aici. Deci aici, lângă terenul de golf, am fost. Chiar o avea teren de golf? Pentru ăla trebuie o pajiște așa întinsă. De ce n-ar avea? Dar poate avea curse de-astea, off-road adventure, la el în curte? Nu, dar doamna a fost în golf. Știm cu toții că a fost în golf. Nu știu, acum așteptăm să vedem ce beneficii ne-a adus. Și a căzut în gaură. Dar o să vedeți după pauză că domnul Teodorovic a fost în Cuba. Problema nu e ce a făcut acolo, problema este cu ce s-a întors de acolo. A stat câteva ore, n-a avut timp. Domnule, așa a fost așa o vizită scurtă. Da. Sper eu că foarte plăcută, că măcar să se fi distrat la cât de inutil s-a demonstrat că e domnul Teodorovic. Chiar și în deplasările externe. După pauză ne întoarcem cu niște informații tari de tot pe care ziua de astăzi le-a adus în public.